Unde sunt? What? Ce-i zona asta? Și ce-i cu mâna mea? Mă, ce se întâmplă? What? Ce-i skin-ul ăsta? Nu eram o capibara? Ok. Mamă, și peretele-i strict. Oh, nu, iarăși lumea tatălui strict. Trebuie să urc sus, că în jos nu mai este niciun drum. Da, cred că trebuie să mă duc sus. Păi, urcăm sus. Habar n-am unde sunt, ok? Habar n-am. Efectiv, am intrat înapoi pe lumea tatălui strict să văd ce se întâmplă și sunt o vacă. Nu înțeleg de ce. Hai să vedem ce găsesc aici sus. Adică ceva trebuie să fie până la urmă. Văd aici finalul. Și... Ha? Copile. Da? Nu trebuia să vii aici. Păi, ce caut aici? Ce se întâmplă, tată? Ai intrat în probleme mari, copile. Tată, nu! Wow, ce se întâmplă? Mamă, copile, aici rămâi. Tată, nu, ai de capul meu, fraților. Ce facem? Ce să vă fac? Tată, cum să mă lași aici? Unde sunt? Ca la închisoare, așa faci cu copilul tău. Da, așa fac. Ok, dar ce s-a întâmplat cu tine? Mamă, tată, nu pot să stau aici, știi bine. Trebuie să văd fratele. Nu, tu stai aici pentru totdeauna. Ok, tată, atunci... Mamă, trebuie să scap cumva. Bun, fii atent, tată, poți să-mi aduci ceva de mâncare, te rog? Că mi-e foame. Da, okay. Îți aduc. Ceva, adun ceva de mâncare. Bun, fraților, cred că m-am prins, dacă voi nu v-ați prins. Fiți atenți, noi acum jucăm cu fratele caracterului pe care l-am avut în seria cu tatăl strict. Înainte eram o capibara, acum suntem vaca asta. Cred că noi suntem fratele. Și în episodul acesta secret aflăm ce s-a întâmplat cu fratele lui. Ai de capul meu, trebuie să scap cumva. Văd aici un vent pe care... Mamă, aș putea să intru cumva. Aș putea să intru cumva, dar cum să mă strecor pe acolo? Ori dacă aș putea să mă urc folosind patul? Oh, nu, am rămas fără pat. Ei bine, atunci dacă pot să mă urc folosind asta și poate așa o să reușesc să urc acolo sus rapid până nu vine tatăl strict. Trebuie să găsesc o scăpare. Așa, bagă-le. Pac, mă urc aici. Ok, mamă, cum intru acolo înăuntru? Trebuie să trag de maneta asta cumva de timp ce stau acolo. Asta o să fie mai greu. Stai că o închid așa. Și uite, mă urc. Așa. Da, mă pot strecura. Rapid până nu vine tatăl strict. Mamă, dar o să facă foarte rău după ce mă vede că am plecat. Copilă, am adus supa. Unde ești? M-am dus. Unde-i copilul ăsta, mă? Mamă, trebuie să-l găsesc. Se va enerva acum. Hai de capul meu. Nu știu unde mă duc, asta e toată problema. Trebuie să ies de aici cât mai rapid. Mamă, copile, dacă te găsesc, uai ce te bat. Nu poți să scapi de aici. Asta este închisoarea strictă. L-ați auzit? Mamă, văd aici lumina. Trebuie să reușesc să scap cumva. Ok, am ajuns. Asta e cealaltă celulă. Văd acolo ceva picat pe jos, parcă ar fi sânge. Și uite, celula e deschisă. Cred că este singura metodă de a scăpa. Trebuie să deschid cumva. Așa, am reușit. Rapid să nu mă găsească tatăl strict. Unde e copilul ăsta, mă? Unde este? Uite-l cu... Unde e copilul ăsta, mă? Mă, ce? Ok, o să mă duc mai departe. Sper să nu mă găsească. Nu, nici nu știu unde mă aflu. Nu știu cum găsesc o ieșire de aici. What? Ce se întâmplă aici? Oare aici se face poziunea strictă despre care vorbea? Ai de capul meu. Deci dacă bei ăsta, cred că devii strict. Ceva de genul cred că funcționează. Ce se aude? Nu, cred că vine după mine. Trebuie să caut peste tot. Trebuie să fug. Am două drumuri, stânga sau dreapta. O să mă duc aici în dreapta, că este mai luminos. Ia să vedem. Nu, e în fundătură. Mamă, dacă vine aici, cred că mă prinde și ce o să-mi facă. Văd niște drumuri. Cred că pașii lui pe aici s-au dus. Uite, s-a dus încolo. Ok. Trebuie să aștept acum doar să se reîntoarcă, să se ducă înăuntru și să mă duc și eu încolo, pentru că încoace este în fundătură. Așa că n-avem decât să așteptăm. Până revine el, ne uităm la supa asta, frate. Ce-o fi făcut cu ea? Supă strictă și este roșie. Haide capul meu, deci chiar vreau să reușesc să-l fac să scapă pe văcuța asta, pe caracterul ăsta, pe fratele caracterului nostru. Uite-l. Haide capul meu acum să reîntoarce. Stați că mă uit la el așa. Ia, a intrat. Ok, este șansa noastră. O să fug rapid. Rapid. Ceva ce se duce înapoi, mamă, mă caută. Ce se vede aici? Fraților, am reușit să scap? Asta e ieșirea? Sunt afară?
Nu pot să cred! Sunt afară! Huh? What? E fals! E un perete fals care seamănă cu cerul și norii. Oh, nu, ce fac? Ce mă fac pe aici? Ăsta ar fi singurul drum, dar nu pot să-l sparg. Am nevoie de ceva mai puternic ca să-l sparg. Cred că ar trebui să tai niște copaci. Uite, tatăl strict. Mamă, trebuie să am grijă să nu vină încoace și dacă vine încoace, nici nu știu unde mă ascund. Ok, o să încep să sparg niște lemn aici, să fac un târnă cop, ca să reușesc să scap aici, pentru că altfel nu am nicio șansă, efectiv. O să iau tot lemnul ăsta rapid, rău de tot. Oare vine? Bun, o să-mi fac aici pickaxe-ul, ca să reușesc să pot să sparg ăla. Am nevoie de un crafting table întâi. Așa, și cu crafting table-ul ăsta, a trebuit să... Unde poți... copilul ăla, mă? A venit tatăl strict. Hai de capul meu, trebuie să stau ascuns, dacă mă vede... Ce face? A spart! Cred că pot să intru după el acum. Oare pot să intru? O să încerc să mă furișez. Fraților, este șansa mea să intru aici, să reușesc să pot să scap mai departe. What? Ce se află? Uite, tatăl strict. Bun, fraților, o să încerc să intru să fug. Rapid, acum! Cred că trebuie să mă duc înapoi. Hai de capul meu! Vai! Shh. Trebuie să caut undeva. Bă, atâtica era și mă prindea, vă dați seama? Oh, 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 oh. Ok, ok, acum este șansa mea. Fac rapid pickaxe-ul, ok, așa, și intrăm în camera aia, ați văzut, este plin de tablouri sau ce am văzut acolo. Bun, o să spar crafting table-ul ăsta și să nu-și dea seama că am fost pe aici. Ok, văd că a plecat și acum pot să sparg ăsta și să mă duc mai departe, să vedem ce se întâmplă aici. Hai de capul meu, dar ce-i materialul ăsta? Nici nu mai înțeleg nimic, efectiv. What? Vine! Ce-i cu camera asta? Copile, te-am văzut! Oh, nu! Trebuie să găsesc o ieșire! Cred că iarăși este o ieșire de aia ascunsă undeva într-un tablou. Sparg aici tablourile. Până găsesc ieșirea. Copile, vin după tine! Oh, nu! Rapid! Trebuie să găsesc ieșirea! Secretă! N-ai nicio șansă! Că uite-l. Nu știi unde este! Uite-l! Am găsit-o! Ha! Așa trebuie, maimuță! Oh, nu! Fugi! Ha? Ce este hulul ăsta? Vai de capul meu! Oh, nu! Vine după mine! Copile, nu mai fugi! Oricum te voi prinde! Nu, 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 n-ai nicio șansă, n-ai nicio șansă. Ce faci acolo? Oh, vine după mine. Trebuie să găsesc o ieșire, trebuie să găsesc o ieșire. Ușa asta, ușa asta. Oh, nu e blocată. Ce face? Mai vine după mine. Poate m-a pierdut. Poate este... Trebuie să fug. Trebuie să fug. Singura șansă este încoace. Urc sus. Așa. Trebuie să blochez cu ceva, trebuie să blochez cu ceva. Rapid, să nu poate să urce. Trebuie să blochez să nu apuce să urce. Oh, nu. Așa. Copile, lasă-mă înăuntru. Mamă, cum o bătut! Mamă, cred că sunt în siguranță aici. Văd cerul, pot să ies pe aici. Huh? What? What? Casa asta nu are o ieșire? Păi și cum ar trebui să ies? Uitați-vă, văd afară ceva. Dar nu știu ce. Oh, nu. Cred că tot ce am de făcut acum este să aștept ca tatăl strict să plece și pe urmă să încerc să intru pe ușa aia pe care am văzut-o noi acolo. Acum cu târnăcopul acesta ar trebui să pot să sparg ușa și ar trebui să fiu mai în siguranță. Trebuie să scap cât mai rapid. Nu pot să stau aici pe viață. Tu, mă duc din altă parte. Pot să intru eu în casa aia. Oh, nu! Ați auzit ce-o zis? Cred că este timpul să-l păcălesc și să mă duc eu afară pe aici. Așa? Așa este șansa mea de a scăpa acum. Ha, oh, copile, nu! Blocul înapoi! I-am păcălit! Oh, nu! Tată, tată, putem discuta! Nu, nu putem. Nu, acum nu, ești nu. În foarte mare problemă. Nu mă bate. Oh, nu, tată, tată, te rog frumos, nu mă mai bate, tată. Mă doare, mă doare. Oh, nu, uite ce ai făcut cu mine. Tată, uite ce ai făcut cu mine. M-ai bătut tot, am ochiul mov. Asta oh, e. Oh, trebuie nu. Să înveți din durere. Tată, putem discuta, doar te rog frumos, lasă-mă să plec și nu mă mai întorc niciodată. Bine, vei plăti. Trebuie să vii cu mine. Ha? Cum adică cum voi plăti? Hai. Ok. Te voi pune să strictezi o persoană foarte dragă pentru tine. Oh, nu, oare cine? Iubită, n-am. Pe cine? Bra. Nu înțeleg ce se întâmplă. Pe aici? Da. Wow! Ok. Bine, tată. Hai să ne ducem. Aoleo. Uai, ce mă doare capul. Ceva groaznic s-a întâmplat acolo. Parcă m-au băgat în alt univers. Unde sunt? Asta e realitatea? E un mare nimic în față. What? Mama? Ha, 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 copile, te-am păcălit. Ha? Tu acum o să o strictezi pe mama ta. Asta oh. Este pedeapsa. Oh, cum adică să o strictez? Nu înțeleg. Mama. Cu o simplă apăsare de buton o să devină strictă. Ha, ha, ha. Și dacă nu vreau să fac asta, ce o să-mi faci?
Atunci mori. Oh, nu. Te rog, copile, nu face asta. Îmi pare rău, mamă. Îmi pare rău. Îmi pare foarte rău. Oh, nu, am strictat-o. Nu. Am strictat-o. Mamă, ești bine? Ce ai făcut, copile? Ai de capul meu, ce-am făcut cu tine, mamă? Îmi pare rău. Îmi pare rău. Ai de capul meu, ce-am făcut și unde am ajuns? Tatăl strict se joacă efectiv cu mintea mea. Ce-i zona asta? Cu perete strict. Uite, e un drum care duce aici. Asta e singurul drum cu ușa asta. Oh, what? Asta seamănă cu primul beci prin care m-a târât tatăl strict când m-a prins. Oh, uite-te pe aici. Trebuie să găsesc o ieșire. Cât mai rapid. Unde mă aflu? Oh! Ce s-a auzit? Ați auzit? What? Bun, trebuie să găsesc o ieșire. Tatăl strict sigur este pe zonă undeva. Sunt convins că... Uite-l! Mamă, oare crezi că m-a văzut? Ia să vedem dacă vine după mine. Nu pare să mă fiu. Copile, cred că te-am simțit. M-a simțit, dar nu m-a văzut. Ok, o să mă duc rapid să mă ascund. Oare vine? Ce-s... Oh, nu! Copile, te-am văzut! Oh, nu! Trebuie să găsesc o ieșire! Intrarea este închisă! Trebuie... Uite, aici un drap, o să mă ascund, sper că nu mă vede. Mamă! Copile, cred că ai intrat aici. Unde ești? Stați în liniște. Cred că mă duc să caut altundeva. Yes! Nu mă știe. Ok, o să ies afară și, fraților, trebuie cumva să ajung aici. Trebuie să sparg încet. Fraților, cred că singura șansă este să sparg ăsta și pe urmă pot să ies afară din beci. Ma tata se... Copile! Oh, nu, m-a prins! Trebuie să fug! Oh, nu, nici nu vreau să-l văd. Stați un pic. Oh, nu, vine după mine, vine după mine! Ha, i-am închis ușa! Îl și blochez, îl și blochez! Ha! Ok, trebuie să găsesc rapid o ieșire. Nu cred că mă știe. Ba da, mă știe, mă știe. Mamă, unde m-aș putea ascunde? Unde m-aș putea ascunde? Uite, încă un dulap, încă un dulap. Unde este? Așteptăm să treacă. Unde este? Uite că nu mă știe. Ha! Sunt aici, tată! M-ai pierdut! Mamă, nu mă știe. Mă duc înapoi să mai sparg o chestie de aia rapid. Până nu vine după mine. Este singura mea șansă ca să scap. Efectiv, pe acolo. O să închid ușile ca să-l mai încetinesc până nu ajunge la mine. Așa, așa. Rapid. Sparge. 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 Mă descurc de minune. Este ultimul. Tată! Te-am prins! Ai de capul meu! Nu știu dacă o să meargă și a doua oară. Mamă. Bă, nu cred că este aici. L-am păcălit. L-am păcălit, am reușit să-l păcălesc. Copile! A, tată! Nu! Așa, l-am blocat acolo. Cu ce iteme mai am eu? Trebuie să mă duc chiar să mă ascund de el și mai am o singură bucățică de spart și voi reuși. Mamă, nu cred că mă știe. Mamă, ce m-a pierdut. Ia să așteptăm. Oh, n-ai niciun habar unde sunt că m-a pierdut. Să mă duc pe aici acum. Cred că la dreapta este. Oh? Ce e pe aici? Ia, fraților, așteptăm să vedem ce face tatăl strict. Să ne ducem înapoi. Oare... Cred că copile, vine. Copile, unde ești? Ce l-a păcălit? A intrat pe ușa asta, a ieșit pe cealaltă. Nu pot să cred. Ok, e timpul să fug. Rapid. Rapid, 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 rapid. Ultima. Ultimul bloc. Până nu vine. Sparge, 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 sparge. Mamă, dar greu se sparge. Și acum urcăm, fraților! Nu pot să cred. Sunt aproape ieșit, fraților. Sunt aproape... Copile! Oh, nu! Trebuie să ies cât mai rapid! Oh, nu cred că am timp! Nu cred că am timp! O să-i blochez ușa și mă ascund rapid! Aici! Cred că s-a dus sus! Nu mă știe, nu mă știe, nu mă știe! Stau aici ascuns! Ok, fraților, fiți atenți! Planul meu este următorul! Le aștept pe tatăl strict să se întoarcă oricât ar dura asta și eu în timp acela o să ies foarte rapid afară și mă duc înapoi acasă să-mi anunț fratele care cred că nici nu știe de mine. Că oare probleme. Ești în bucătărie? Nu! Oare în camera ta? Nu este aici. Văd că doarme celălalt. Trebuie să așteptăm doar să se reîntoarcă tatăl strict. Nu o găsesc nicăieri. Cred că încă este jos. Ok. Uitați-l cum vine. Hai de capul meu. Bun, să mai stau, să mai trag de timp sau să mă duc? Cred că o să mă duc. O să mă duc. O să mă duc cât mai rapid să ies afară. Acum! Trebuie doar să urc. Și atât, am reușit să scap. Așa, mamă, nu pot să cred, sunt afară. Copile, i-am încercat să rezolvăm frumos asta, dar trebuie să mori. Nu, tată, nu, nu, nu! Ha, 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 ha.